Bună seara! Suntem live pe pagina. Suntem live cu podcastul Îndodi și eu sunt Gabi Munteanu. Alături de mine este Alex Chiriac, care a invitat pe autorul mimelor de pe pagina de Facebook Îndodi, Costel Stavarache. În seara aceasta ne-am propus să vorbim despre combaterea zădărnicirea, măsurile poate de stat pentru combaterea împotriva zădărnicirii. După cum puteți vedea, eu deja sunt la spital, combat. Gata, m-am blocat. Și ce dacă te-ai blocat? Nu contează, dă înainte. Asta este jocul nostru, noi ne jucăm. Așa. E jucăria noastră, oricum nu mă interesează. Da, și acum avem... Uite, chiar acum mă uit aici pe... Avem pe Digi24, masca de protecție devine obligatorie și în București. Digi24, nu, lăsați. Da. În piațe și în gări și în autogări și peste tot. Da, dar e o propunere, presupun, nu? Sau... Nu, 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 s-a aprobat. Acum o oră, de mâine. Deci pe 4 august. Vezi, ăștia descoperă câte o chestie la fiecare pau. Au, asta privind și capacitatea de anticipare, știi, a autorităților. Stai că n-am pus gările, știi? Stai că n-am pus molurile, știi? Descoperă asta apropo și de scepticismul față de autorități, știi, de abilitatea de a anticipa consecințele. Da. Ei descoperă în fiecare zi, stai că a mai rămas o chestie neinterzisă unde. Mă rog, masca nu. Ei fac un fel de compromis. Dom'le, dacă, să zicem, viața economică și taxele care vin la stat permit, să zicem, continuarea activității, o lăsăm. Dacă e groasă și avem probleme economice în viitor, să zicem, o mai permitem. Asta cu plimbatul cu masca, mi se pare că e foarte... să zicem, permisivă din punct de vedere al guvernanților. Nu prea. Dacă lumea muncește în continuare și își plătește taxele, atunci ok. Asta o băgăm. Dacă ai observat, s-a vorbit despre carantinarea localităților din Argeș, erau vreo 12 localități. Aha. Și s-a opus prefectul de Argeș tocmai din cauza faptului că activitățile economice vor fi întrerupte în cazul carantinării în masă. Și am zis, punem măști peste tot, punem program strict până la 23 la terase, orice, numai să lase lumea să... Pentru că corona nu se răspândește până în ora 23, să știe. Da. Adică că după 23 ar fi mai puțin oameni care stau pe terase și atunci se poate... Sau să, oamenii se îmbată după ora 23, până atunci sunt încă în putere, așa? Și după aia, după 23 s-ar îmbăta și s-ar atinge, unii călțați s-ar lua în brațe, s-ar bate, s-ar, în fine, s-ar atinge prea mult. Păcând până în ora 23, e în regulă. Taburul alcoolului distruge coronavirusul, mă, mai. Și asta o chestie. Asta e o chestie, să te gândești la, uite, dacă te gândești și la declarația pe proprie răspundere, știi? Care e, pentru că nu sunt întotdeauna explicate, știi, motivele, știi? Deci care e rostul unei declarații pe proprie răspundere? De exemplu, scade, crește costurile tranzacționale și așa lumea iese mai greu din casă, știi? Sau faptul că trebuie să tot schimbi data, știi, e enervant, știi, de, adică pierzi timp, nervi și mai bine rămâi în casă, știi, mai. Așa și aici, care e interesant, știi, de văzut, de ce închis de la 23 și de ce deschis până la 23 ani. Da, e foarte arbitrar, e complet arbitrar, mi se pare. Poate virusul pe la 3 atacă mai degrabă sau nu știu, așa. Interesant așa, domne, hai să nu moară business-urile astea cu terasele, să le, zicem, să-și facă treaba până la ora 23 și după aia să zicem că nu e chiar așa de grav. Mă refer la venitul din taxe. Ok, dacă vrei să. Deci ai două obiective, să zicem. Unul să crești. Eu pot să închizi, de exemplu, Dacia Mioveni, acum că Argeșul este
roșu din cauza copilului, Dacia Mioveni. Clar. Și tot județul lucrează. Dacă vrei să împaci obiectivele astea două, deci ai un obiectiv, să zicem, de creșterea colectării taxelor și un obiectiv medical, să zicem, de reducerea infectărilor sau deceselor. Sunt legate, pentru că taxele plătesc doctorii și ce mai trebuie în lupta cu coronavirusul. Păi nu, dar întrebarea e dacă luai cazul cu barul, știi, adică până în, deci cum, să zicem, închiderea la de la 23, cum îmi bifează? De exemplu, e clar că nu le bifează pe amândouă, bifează doar pe cel medical, nu și pe cel economic, nu dacă e închis. Nu? Da, pentru că probabil după 23 atunci să încep cheltuielile alea mari. Da, poate fi și asta. Poate fi și asta. Sau dacă vrei să bifeze la medical mai serios, de ce nu le închizi mai mult? Nu știu. Pe la 3 sau nu știu. Sau de ce nu faci carantină permanentă, știi? Sau... foarte capitalist ar fi fost să existe niște costuri. Fiecare că plătește, se gândește la, să zicem, sentimentul de libertate al cetățenilor și să nu cumva să împiedice sau să nu constrângă foarte mult sentimentul ăsta de libertate pe care l-au cetățenii. Și de-aia au zis, hai să le dăm totuși voie să bea până la ora 23. Poate fi și asta. De-aia să gândim la taxe. Zic, bă, hai să... îi lăsăm pe băieții ăștia, că și așa sunt stresați, sunt de jumate morți. Hai să îi bucurăm un pic, să le dăm un pic de circ. S-au mai relaxat lucrurile și afară, știi? Clar că ai noștri n-au niciun pic de imaginație, dar au atitudine mimetică, știi, față de ce fac europenii, știi? S-au relaxat, dar aia normal, relaxăm și noi, știi? Deci nu se pune problema că o să fie România, Suedia, știi, sau Belarus, știi? Pe 10 august veniți la manifestația din Piața Victoriei? Nu știu. Vedem. Că... cum a fost acum la Berlin. Ce oare? Iată până seara. Uite și aici vezi. Se transformă, cred, eu zic că o să se transforme în ceva anti... Uite, e bine că ai adus în discuție chestia cu... pentru că pot spune că aici e și ipocrizia, de exemplu, dacă ești la american, la Fauci, știi? Când era vorba de protestele anti-carantină, știi? Erau anti, că se transmite virus, se duce, știi? Când sunt alea ale Black Lives Matter, nu. Sunt ok, știi? De, sunt... da. Da, e incredibil. Pe 10 august o să vezi ipocrizia guvernaților români. Se știe acțiune. Că virusul ăsta moare când îl vede soarele. La, cel puțin pe Facebook-ul românesc, dacă ești la New Left, n-am văzut entuziasmul atât de mare, ca să zic așa. Adică mi se pare că încă sunt mai degrabă speriați de virus decât pasionați de justiția rasială, să zicem. Știi? Adică au fost puține în care au spus, da, ce, la revoluție nu s-a murit, e ok să ieși să... uite, în care restricțiile. Ați citit știrea despre manifestația de la Berlin, unde au fost vreo 20.000 de oameni? Nu, spune-ne. Spune-ne ce e acolo. Știi că un tip de acolo, un fel de libertarian, au zis că ce fel de libertarian? Acest protest, au ieșit 10.000-20.000 de oameni și scandau sfârșitul epidemiei sau pandemiei. Noi suntem valul 2, nu mai vrem măsuri sanitare, vrem libertate, ceva de genul ăsta. Sunt 20.000 de oameni. Și la noi când se strâng, să zicem, oameni de tipul ăsta în Piața Victoriei, de obicei sunt conspiraționiști, oameni suverani, tot felul de 50 de oameni, 100 de oameni, să zicem. Da. Din păcate. Dar acolo, na. Vreau să nu mai invenează pe aia. Zic că, domne, suntem, cei care sunt împotriva măsurilor sunt niște de ăștia marginali care nu pot să lege două vorbe. Ma, până la urmă, dacă o luăm organizat, putem să analizăm lucrurile astea pas cu pas. Și zic așa, o să o iau foarte de departe, dar trecem repede prin el. Ma, a apărut un virus. Unii zic că n-a apărut. Unii zic că există un laborator. Așa și ce da. Merge, face efect. Ok. Ce ar trebui
să faci tehnic ca să te ferești de virus. Da. Mai trebuie să te ferești cu mască, cu distanțare, da, cu nu știu ce. Ok. Și erau vreo trei care mai era, masca, distanțarea, cred că sunt trei care vin. Și după aia ajungem la ce au făcut diverse țări. Au luat hotărâri. Și întrebarea mea pentru... De ce a trebuit cineva să ia hotărâri și populația nu a înțeles, parcă n-au înțeles din prima săptămână care sunt condițiile. Da? Care sunt condițiile? Păi spălați-vă pe mâini, țineți distanța, puneți-vă mască. Ca să nu intre... Așa, spălați-vă pe mâini. Spălați-vă pe mâini, asta era. Da. Și totuși oamenii n-au percutat. De ce oare? Adică de ce? Cineva, o autoritate de orice fel, mai mare, mai mică, care să zică, gata, am dat o regulă, respectați regula, că o să luați amendă. Palmă peste mână. Clap on the wrist. Care e pointul tău? Meu este că, de ce credeți voi, ca să nu fac sigur așa, de ce credeți voi că nu respectă doar pentru că e nervă, se sufocă sau e o mișcare împotriva autorității? Eu zic că și chestia asta, da. Sufocatul e ceva deranjant. Plus că majoritatea, adică mulți români, le este foarte greu să respecte măsuri de igienă, mai ales în mediul rural. Bine, aici se fac studii, tot felul de chestii culturale. Ăștia, da, da. Suedezii nu se îmbrățișează, italienii se îmbrățișează sau fac de asta, știi? Da, sub exact. Studii, sau uite câtă pastă de dinți consumă românii, deci tot felul de chestii de astea. Ok, dar sunt mulți oameni care se opun pur și simplu. Și în altă parte a lumii, deci nu neapărat în mediul nostru rural. Păi nu se opună așa de mult. Uite, apropo de ce zicea Gabi Maia din Aurii, la manifestația de la Victoria n-ai deocamdată 20.000 de oameni, știi? Ai 100, știi? Deci nu mi se pare. Sau poate fi o chestie mocnită și nu știu. Nu știu ce să zic. Și cultural e de văzut dacă stai atât de rău, știi, pentru că fi, nu știu, știi, când zic cu oamenii că am fost în Roma și mai murdare decât Bucureștiul sau chestii de astea, știi? Adică o chestie empirică, știi, să vezi cât de praf sunt românii pe igienă relativ la alții, știi? Plus că mai e o chestie, de exemplu, dacă te uiți la un om bătrân, bolnav, care îi se spune să respecte un anumit regim și pentru el pur și simplu lucrul ăsta este, doamne, așa ceva, dacă fac așa ceva, nu mai merită să trăiesc. E posibil ca și atitudinea asta, am impusă unor oameni, doamne, nu ai voie să ieși din casă, ieși doar între orele astea, nu ai voie să te duci la nuntă, nu ai voie să-ți vezi rudele. Înainte să-ți vezi rudele, trebuie să te pup cu ele, trebuie să te duci la baie, să te speli pe mâini și după aia te pup cu ele. E, lucrurile astea pur și simplu, da, și că se trece așa, mai bine. Și închis în casă, știi? Și închis în casă, adică dacă e un om la 90 de ani și mai. Și cum să spun, închis în casă a durat puțin, a durat o lună, dar gândește-te, fi avut o chestie de asta gen Caramitru, să dureze. Da. Deci ani și nu mai ieșai din casă, deci. Hai să mă, pensionar mai bine să omoară, știi, deci. Aluna și prieteni, adică treci peste sunt așa încăpățenați, știi? Dar și oameni tineri, să spună să ai un anumit stil de viață diferit de cel care l-ai avut până atunci. Da. Dom'le, numai cluburi zero, gata. Păi mulți zic, nene, ce viața asta? Mai bine mă duc la mănăstire decât să trăiesc așa. Eu vreau cluburi în fiecare noapte. Da. Da. Ar fi o chestie. Da. Că la club ai fost, dar la mănăstire ai fost. Da. Mi se pare că e atitudinea față de risc, știi?
Atitudinea omului față de risc, într-un fel vede riscul. De exemplu, dacă te uiți la Arafat, el ce vrea? Să cadă cifrele alea sau să aibă puține infectări, știi, puține decese, știi? Da. Are o atitudine foarte mare, știi, față de a preveni riscul, știi? Deci el ți-ar mai băga câteva sute de urgență. Ok, da. Și aici cred că ar trebui cu Costel să explici diferențierea între risc și amenințare iminentă. Da, da, uite, am mai prezentat în... Asta e o... Inspirat de Rothbard argumentul ăsta, am mai făcut o analiză similară la Pen Libertate, la o comunică libertariană pe strict pe carantină. Păi, distinția principală ar fi că, da, între risc și amenințare iminentă. Ideea e că tu prin carantină obligatorie, închizând lumea în casă, tratezi un risc ca pe o amenințare iminentă. Cineva care nu e infectat, de exemplu, și eu îl închid în casă, e doar un risc, nu e și o amenințare iminentă. Când îl închid în casă, încalc dreptul la libertate, încalc libertarienii principiul non-agresiunii. El este un inocent. El, ca și cineva care are mașină, poate fi un risc, chiar dacă e sănătos, de exemplu. Se poate infecta, poate infecta pe alții. Dar nu e... prin exemplu, clarific cel mai bine un concept. Ce ar însemna o amenințare iminentă? Pe o persoană despre care știu că e infectată și e la 2 metri de mine. Și aia, da, e o amenințare iminentă. E ca un spărgător care intră în casă. Și trebuie să adică e legitimă folosirea forței împotriva lui. Da, așa e un risc. E ca și cum acum mă duc și bag un șofer în pușcărie, că bă, e un risc pentru mine. Poate odată în viață dea peste mine cu mașina. Ori greșeala asta se face și în argumentul pentru carantină. Și chiar a avut un split între libertarieni aici. Oameni care au spus că nu, e legitimă. Și chiar și în lume mare, de exemplu, Walter Block crede în chestia asta. Că ești o amenințare iminentă chiar dacă nu ești nici infectat, nu ești... Stai să fiu răutăcios. Deci ai oameni care conduc mașini, care ele sunt un risc. Să întâmple accidente, să lovească oameni. Da? Ok. Ei ies pe stradă, ar trebui să fie responsabili, dar le e greu să se coordoneze între ei. Și atunci cineva face un set de reguli de circulație. Dom'le, controlăm un mediu periculos, potențial periculos. Da, dar există oricum, să știi. Deci un fanatic care spune, păi da, dar riscul oricum există. Eu ar spune, nu, amenințarea iminentă doar e, bă, la el la 5 metri, vine spre mine cu mașina, știi? Nu faptul că el, să zicem, nu știu, conduce imprudent sau era trist în ziua aia, sau care încurajează accidentul, e doar risc, dar nu e amenințare iminentă, știi? Ca așa și șoferii în pușcărie, știi, că toți sunt un risc. E ca și cum ai zice, sunt prea multe accidente, mor prea mulți oameni pe șosele. Regulamentul de circulație. Da, cum te cheamă, da? Codul rutier. Și aici, avocatul diavolului, încerc să fiu, îți trebuie totuși un cod rutier. Un cod virusol logic. Da. Pentru asta. Da? Că poate au exagerat. Da, dar mă gândesc că totuși ceva trebuie, niște linii directoare. Nu blocat. Da? Deci prea aproape de mine. Lasă. Alex, ziceți. Că te întrerupe des ce vorbești. Păi ia să încercăm fără... Acum e bine, dar te dai din cap, se pare, se tot tăcă. Nu știu ce să-i fac. Acum e mai bine. Acum e mai bine? Ok. Da. Atunci, auzi, microfonul... Deci care ar fi argumentul tău? Că, domne, e nevoie de reguli și, păi, da, pot fi de acord cu asta, știi? Deci nu văd care e. Păi da, dar așa e o regulă, pot spune, știi? Nu, de exemplu, regula, dar... este de grad.
E o chestie de grad, în sensul că fără reguli ar fi mai multe accidente, cu reguli mai puține. Și atunci am... Ei, dar problema mereu... Acum am auzit? Da. Problema mereu de nuanțare trece mereu pe lângă majoritatea oamenilor. Adică zici, păi voi poate vreți să nu fie reguli, vreți să fie anarhie, deci haos, glumim, da? Pentru că nu înseamnă același lucru. Dar ar zice, voi vreți să fie haos, opusul haosului este ca cineva să facă niște super reguli. Și de fapt noi aici încercăm să lămurim nivelul de nuanțare în care, da, îți trebuie niște reguli, dar cine le face? Vorbim de legitimitatea regulilor. Vorbim de exemplu, dacă te duci în Altex și au regula mască obligatorie, aia nu e o chestie coercitivă. Înțelegi? Tu nu ești forțat să intri în Altex, știi? E ca și o regulă acasă. La mine în casă nu se fumează, știi? Corect. Deci nu e coerciție. În timp ce a fi obligat să porți mască, e coercitiv. Înțelegi? E o folosire a forței, deși tu nu ești agresor, ești inocent, știi? Înțelegi? Tu zici pe locurile publice. E intruziunea statului, știi? Înțelegi? În timp ce dacă, nu știu, ai în Lidl obligația să poți, mă, nu e treaba lor, nu e coercitivă. Nu e o reglementare în sens etatist, nu știu ce. Nu, e ca o regulă acasă, știi? Ok, deci noi vorbim doar de locurile publice. Pentru că locurile private poți să-și facă, te descalți la intrare în Lidl, n-ai dar poți să fumezi. N-ai nicio problemă cu ale. Uh-huh. Mi se pare că deci, definiția statului, Lidl și Kaufland și celelalte, sunt locuri publice. Și de-aia își permite să reglementeze. Dacă, da, să zicem, Lidl ar fi fost un club privat al fumătorilor, și au alimente de acolo, uh-huh, și intri acolo pe bază de card de membru, pare că nu poate să reglementeze acel lucru. Nu mi-e nici mie clară definiția. Adică atunci când te gândești la bunuri publice, știi, la drumuri, de exemplu, știi, la... Înțelegi? E un concert cu Michael Jackson, e public, e spațiu public, știi? Stai, nu. Vede că statul se bagă și peste chestii private. La nuntă, cum a fost chestia cu Constanța, cu Halep, deci nici petrecerile private, cum a venit, nu pot fi oricum, ci trebuie reglementate de stat. Sunt deci reglementate. Statul nu-ți dă licență, da? Statul nu-ți dă licență dacă nu te declari spațiu public după definiția lui, de data de stat. De spațiu public. Așa cum au ajuns să reglementeze localurile să nu se fumeze. Da. Localul este un spațiu public din definiție. Da, au zis, e un spațiu public. La tine în curte, dacă faci nuntă, mai mult de 100 de oameni sau cât o fi, devine, pentru că e un spațiu privat, dar totuși domeniul privat al statului. Domeniul privat al statului. Știi că e șmecheria aia birocratică. Da, dar îți dai seama că nu e, dacă privind dintr-un punct de vedere na, libertarian sau liberal clasic, nu e ok, știi, să intri peste, să faci tu regulile acolo. Normal, Lidl trebuie să-și decidă gradul de risc, știi? Înțelegi? Da. Pierderile economice, știi, să fac o... Nu să intri tu de restricție. Deci, uite, dacă am avea... Vorbeam de reguli, păi. Da, dar nu, de fapt am discutat problema. Aș decide. Nu vorbea de risc. Și de risc mă gândeam, de obicei, în reclamele recente, înainte de COVID însă, riscul era privit ca fiind, să zicem, acel condiment care face viața să merită să fie trăită. Dacă vezi Coca-Cola sau alte băuturi energizante, aveau în reclamă din ăștia care făceau jumping, făceau tot felul de jumbo-jucuri cu bicicleta, da, s-aruncau de pe clădiri în alte, orice.
numai să fie cât mai riscant. Da. În general, lumea avea acest, să zicem, live the moment, să zicem. Era un un slogan folosit deseori. Se pare că acum acest live the moment și asumarea unui risc pentru a simți cât de cât că trăiești, a nu fi o legumă, a trecut pe planul 2. Zicem, e mult mai să fii erou, e mult mai erou dacă respecti niște reguli și stai în banca ta, să zicem așa. Nu ești în evidență. Da, 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 asta e povestea curentă. Dacă stai cu minte, ești mult mai erou decât dacă îți vezi de treaba ta. Că vezi, Doamne, nu știi. Nu știi ce se întâmplă. S-ar putea să porți corona și... Ideea e că și sunt ipocriți aici, știi, ăștia cu therefore more și viața e mișto, riscă și nu știu ce, dar atitudinea asta din pro-carantină, pro-mască, nu știu ce, e clar că nu au percepția asta asupra riscului, știi? Adică au mai degrabă atitudine tip nanny state în care interzice orice, știi? Și dacă se poate, accidente de mașină zero, știi? Deci, înțelegi? Da, da, dar e o obsesie pentru siguranță cu orice preț. Păi cam asta e. Uite, când vorbim despre carantină, să zicem, despre carantină obligatorie, o chestie pe care ai văzut-o la călturarii români, la influencerii de pe Facebook, a fost că discuția asta despre mai specială, poți fi intervenționist și în anii stai pe carantină, că ești libertarian dincolo. De exemplu, vrei privatizarea Taro. Pe privatizarea Taro nu ești liberal, ești pentru privatizare. În timp ce dincolo asta fi carantină, mie mi se pare că discuțiile astea despre risc, despre salvate vieți, țin însăși de esența socialismului. Adică discuția asta despre carantină sau structura o găsești și în alte chestii. Și când vorbim despre, de exemplu, de ce vrei educație obligatorie? Pentru că să nu rămână un copil, să nu avem cazul de abandon școlar, sau de ce ai protecție socială, să nu moară un copil de foame, sau să se culce de mâncat, de ce ai pensii. Adică discuțiile astea despre risc apar în orice formă de socialism. Nu sunt, epidemia nu e un caz special. Asta vreau să zic, pentru că sunt oameni care fac această concesie. Și nu, domnule, sunt libertarian, dar asta e o chestie, epidemiile este o chestie mai ciudată, sunt o chestie care seamănă cu războiul, pe ce în război mai ai drepturi, știi, nu mai. Deci nu, și răspunsul e că și în război ai drepturi, nu, poți să omori civil sau. Și acolo există. Marx nu spunea că de fapt el vrea ca socialismul să aducă acele condiții în care individul să facă ce vrea, dacă vrea să cânte la pian pe vârful muntelui, să poată face acest lucru. Da. Mă rog, acolo discuția e alta. Discuția era că sistemul capitalist te alienează, te canalizează spre, cum să zic, tu ai 1000 de skill-uri, de exemplu, ai face și fizic, ai face și programare, ai și picta, ai și cânta la pian, dar sistemul ăsta nedrept, capitalist, exploatator, te canalizează spre o singură chestie. Da, da, da. Dar tu așa ai avea toate acele chestii. E clar că nu e așa, adică nu toți suntem, nu știu, Michael Jordan sau avem skill-uri de astea și în gradul ăla. Așa cum cel mai probabil Marx nu avea skill pentru economie, de exemplu. Pentru filozofie politică, să zicem. E acea imagine, Alex? E o imagine generică. Da. Mă mut. Okay. Mă mut din spital de aici. Ok. Vreau să mai abordăm o chestie. Uite că zisești tu de proteste. Mie mi se pare că ultima linie acum de defensivă, deci oameni care n-au răspuns la argumentul liberal anti-măști obligatorii, anti-carantină, știi? Tu nu ești o agresiune, nu ești o amenințare iminentă, deci n-au confruntat argumentul ăsta sau n-au confruntat celelalte argumente economice, cum sunt cele cu legate de consecințele neintenționate. De exemplu, dacă ai cancer și nu te tratează ăștia, că sunt
pline, sunt rezervate pentru COVID-19, alea din spitale. Sau argumentul subiectivității scopului. Faptul că tu poți, nu știu, prefera să te duci la pescuit și asumându-ți riscul de a lua COVID. Ok. S-a întrerupt absolut. Nu, hai că sunt chiar, doar tu ai. Poți niște întreruperi. N-are nimic. Nu-i nimic. Ultima linie a ăsta, aici pe Facebook și presa românească nituite, asta cu fie că ești troll rus sau pesedist, deci dacă ești anti-restricții, fie ești negaționist, fie... Deci o chestie de asta strawman, ca să zic așa. Adică nu e o perspectivă caritabilă, știi, asupra perspectivei tale, ci deci nu analizează teza, nu răspunde pe conținut, știi, cum spuneam, sunt argumente economice, argumente etice, ci nu discreditează mesagerul, că nu, că ești tot rus sau ești plătit de PSD sau ești negaționist, știi, că discuția e una știință antiștiință, știi? Eu care l-am auzit pe Arafat vorbind despre rolul eficient al măștii, sunt ăla cu știința, tu care ești anti, ești la ești negaționist. Deci presa luptă cu omul ăsta de pe aia negaționistului. Asta în condițiile în care tu n-ai avut, că toți suntem științifici, să zicem, tu n-ai avut o perspectivă clară asupra măștilor, știi? Deci a fost acum două luni nu erau bune sau erau folosite, trebuie să fie folosite doar de personal medical, de persoane care lucrează, de persoane infectate sau bolnave, știi? Adică s-au sucit perspectivele. N-ai avut o chestie clară nici acum, nici la ora actuală, nu știu, Danemarca sau Olanda, unde nu ai obligatorie purtatul măștii ca la noi. Adică nici acum n-ai consens, vreau să zic, consensul ăla științific. Ok, merg pe autoritatea aia, nu mă pricep la știință, merg pe autoritatea epistemică a savanților, știi? Asta dincolo de faptul că Arafat nu e epidemiolog, i-am de zis. Ok, să zicem că are niște medici în spate acolo, niște persoane. Dar are o atitudine foarte... Dar nu ai consens asta. Nu ai consens. Ok, sunt... Și acum e și întrebarea asta cu negaționiștii. Cât de mulți ori fi? Adică s-au făcut sondaje, s-au făcut... Deci eu nu știu dacă am întâlnit un negaționist în această viață. Pe Facebook am văzut un comentariu, să zicem, care putea fi interpretat, dar n-am văzut în carne și oase negaționist. Pentru că ai senzația, dacă te uiți pe presa românească mituită, deci ai impresia că, nu știu, sunt ca zombi negaționiști. Sunt. Da, sunt. Eu am întâlnit. Uite, al doilea. Sau ori fi, dar nu știu, nu se... Poate nu sunt așa mulți, într-adevăr. Păi asta zic, e o problemă empirică, nu știi cât sunt, știi? Așa zis și negaționiștii. Poate Gabi s-a blocat un pic camera lui. Dar nu-i nimic. Hai că își revine. Își revine, da, uite. Da, deci cum vedeți asta, nu? Cu negaționismul. Mai negaționismul nu e bine. Pentru că totuși ai un fel de a trăi. Trăiești după ce crezi sau după ce există. Pentru că dacă ești negaționist, atunci ar trebui să fii consistent. Să zici, băi, nu cred că există nici... Bineînțeles, dacă ești negaționist, alegi singur ce să crezi și ce să nu crezi. Dar ai putea foarte bine să... Să-i respecti pe ceilalți. Adică nu mă interesează dacă ești negaționist. Foarte bine, poți să fii negaționist. Dar hotărârea mea de a te ține la distanță, trebuie să mi-o respecti. Pentru că atunci devii negaționist la adresa mea. Ca... Uite, dacă revenim la discuția aia între, la distinția între risc și amenințare iminentă sau risc și risc iminent, ce înseamnă să-l ții pe ăla la distanță? Mi se pare că e legitim să-l ții la distanță dacă știi că e infectat, altfel nu e legitim, știi, să folosești forța împotriva lui, știi? Te dai tu mai
corect. Ești în RATB, te dai mai în spate sau, sau nu urci dacă corect. E plin. Sau nu urci, corect. Uh-huh. Pentru că nu ai informație legitimă interpretă. Mai zi o dată ultima parte, te rog. Nu, nu ai certitudinea că ăla e infectat, știi? Înțelegi? Uh-huh. Ca să ai o bază epistemică de intervenție. Da, domne, asta e, e legitimă retalierea, știi? Folosirea violenței împotriva lui, știi? Ok, aici... Asta se întâmplă în... Asta se întâmplă în cazul restricțiilor, știi? Sau în cantine obligatorii, știi? Aici ai și problema lucrurilor publice plătite din taxele tuturor. Păi, da, da, de ce să nu mă urc eu în autobuz? Că e și autobuzul meu. Da, da, da. Și atunci cineva să facă ordine. Chiar astăzi, luni 4, da, da. 3. Conflictul ăsta, cât timp vorbim de un bun public, conflictul ăsta nu-l poți să rezolva. E ca dicoanele în școli, știi? Adică ai părinții atei și ai părinții în biserică. Da, unde vreau eu să ajung? Unde vreau să ajung este la faptul că un set de reguli mai relaxate sau mai dure, tot trebuie să le facă cineva. Pentru că, ziceam, a existat, s-a dus doamna ministru al muncii, doamna ministră, a muncii s-a dus undeva la Alba Iulia, n-am reținut, erau niște cozi, erau oameni unii peste alții. Și oamenii au zis, păi, cineva trebuie să facă ordine. De-aia stăm îmbulziți. La coadă. N-ai un exemplu mic? Bine, discuția noastră nu e de... Sunt două discuții. O discuție despre, hai să zic, științifică sau despre cât de beneficii sunt acele distanțarea socială, purtatul de mască, spălat pe mine. Uh-huh. Astea nu sunt issues libertarian, issues, adică nu e o problemă socialistă sau libertariană, să zicem, dacă trebuie să un test sper pe mâini. E o chestie de practică medicală și, într-adevăr, ai... Chiar și la nivelul ăsta ai practici sau școli diferite, știi? Adică ai epidemiologi mari, știi, cu credențiale de Nobel, nu știu ce, care spun că nu, mască e o prostie, ca să nu zic că asta a spus-o și OMS-ul, știi? Înțelegi? Da, deci a fost prima... Sau cum spuneam, nici acum nu ai consens, știi? Sunt țări, nu știu, Olanda, Danemarca, care nu... Unde nu ai mască obligatorie, știi, încă nu e, nu cred în eficiența, nu-s convins de eficiența măștii. Deci e, sunt chestiile astea medicale, ca să zic așa, care nu sunt, deci tu nu ești libertarian că tu crezi în mască. Discuția de drepturi apare doar atunci când vorbim de obligativitate, de restricții. Da. Că ziceai de reguli, că uite, trebuie să avem reguli. Păi așa cum Lidl îți impune reguli, la fel și cu aia, cu accidentele, știi? Adică tu, nu știu, într-o lume în care drumurile sunt privatizate, să zicem, poți avea chiar reguli mai stricte, mai dure decât astea de acum. Exact. Ce limite de viteză, centură, înțelegi? Adică nu te gândi, păi e ca și cum te duci la cineva în casă, nu poți avea... Da. Dar ideea e că na, și acolo ai niște constrângeri. Gândește-te că și proprietarul drumului n-are chef, el are chef să fie circulate acele drumuri. Deci nu să e o reprezentare eronată asta, că ăla are un drum și de lumea afară de pe drum. Păi, da, de ce... nu îi lasă să umble, da. Da, are da. Ceva cu ei, e rău. Argumentul ăsta cu drumurile apare, deci primul argument când vorbești de privatizarea drumurilor, îți apare argumentul ăsta. Păi dai de un rasist care nu vrea să primească romi pe acel drum, știi? Înțelegi? Ok, poți avea. Deci există. Dar ca medie, ca tendință generală, nu o să ai această situație. Pentru că dacă tu îți deschizi un bar, nu îl deschizi să fie cu oameni, să aibă clienți, nu să fie necirculat. Tu din asta trăiești, așa și cu drumurile. Tu trăiești din taxele plătite de aia care folosesc drum. Uite, era o, chiar, uite, era un comentariu azi la o memă de pe Dodi. Zicea unul, interesant, că păi, da, da, și într-o lume libertariană o să ai, te obligă ea să folosești, să faci testul, știi, ca să intri pe drum. Mm-hmm. Înțelegi? Mă rog, era pe linia la ce discutam aici, că și acolo ai, având proprietate privată, ai reguli, știi? Unde mi se pare că greșea el era că
el estima că i-ați vin imediat cu testul, știi, sau nu te primesc, ori nu e chiar așa, știi, pentru că apare și discuția economică de care vorbeam. El vrea ca drumurile să fie circulate. Ăsta e un guesswork sau o estimare empirică. Domne, probabil că unii da, unii nu, nu putem ști, știi, ne dăm cu părerea care vor fi preferințele proprietarului. Da, da, corect. Poți să ai unul mai speriat, să zicem, într-adevăr, să ceară test la fiecare. Dar mă gândesc că da, la test, ca să intri sau e posibil să facă chiar ei teste când intri pe drum. Sau dacă n-ai testul făcut, să te pună în vagonul de netestați, whatever. Nu, la metrou, să zicem. Da, poate poți să-ți ofere, gândește-te că la... Da, nu știu dacă te-ar băga, mi se pare că ar enerva populația dacă te-ar băga în carantină, neavând certitudinea că tu ești, înțelegi? Păi dacă n-ai testul, astea sunt regulile. Da, da, astea, păi ți-am zis, regulile pot fi să nici nu te primească, știi, dar ideea e că pierde bani, știi? Mie mi se pare că într-un sistem de ăsta de liberă concurență, tu trebuie să încerci să fii cât mai puțin intruziv, că nu vrei să pierzi clienți. Hai să ne gândim la termometrare. Da. De ce nu aveau chef? Nu știu dacă se mai face. Ah, nu se mai face. A fost la Lidl. Ba, se mai face. Se mai face. Uh-huh. Mai face. Din când în când așa. La altele, am fost eu la câteva și se face. Păi nu au fost zilele astea și nu, în Lidl nu se mai face. Dar ce nu înțeleg eu este unde au loc ăștia, dacă ăștia cu termometrele astea bagă chipuri în oameni. De câte ori bagă chipuri? Au cu tăie iarbă. Bagă și la Lidl și la Kaufland, păi hotărâți-vă. Da. Eu tind să apăr, te-am zis, nu negaționiștii, dar uneori mi se pare că, uite, s-a mai formulat chestia asta pe Facebook, că prefer un negaționist care nu ți-a libertatea decât unul scientific, știi, unul cu foarte multă știință, dar care nu da mai... Care te închide în casă. Da, te închide în casă. Da. Deci dacă ar fi după el, deci Orban e mega liberal. El te-ar închide 10 luni în casă și las că trăim din UBI, știi, sau din printa bani, știi? Adică e atât de speriat. Mi se pare că, din fericire, numărul ăsta a cam scăzut acum, adică alarmiștii. Adică populația nu mai e așa speriată, totuși n-ai rata mortalității de, nu știu, 40% sau o chestie de asta care chiar să radă. E totuși sub 1%, deci nu e... Nu minimizez, dar să o imagine realistă, nu ca Digi, care îți arată, nu știu, un copil sau extreme, știi, outliers. Uite cât de grav e și, păi, ok, extreme, dar asta nu-mi dă o imagine realistă. Uite, au fost niște cazuri în care portatul măștii al combinezonului sau al unor șosete suplimentare peste încălțăminte au fost acceptate foarte ușor de populație. Știu că de vreo 3-4 ani a apărut în cabinetele stomatologice un aparat în care îți pui piciorul acolo și ți-l îmbracă într-o folie. Da. Uh-huh. Și au spus, secretara spunea de obicei celui care intra, domne, asta e regula, puneți-vă picioarele acolo și vă încălzați. Sau dacă te duci la spitale și vrei să vizitezi pe cineva bolnav, se spune, domne, trebuie să spui halățelul ăsta, combinezonul ăsta și în niște șosetuțe, niște în picioare, peste încălțăminte se puneau. Da. Nimeni nu spune nimic, adică mi se pare ceva natural. Totuși acum, din cauza fix a acestei, să zicem, obligativități și a unor unor abordări de comunicare foarte greșite, lumea... Se enerva lumea, vrei să zici. Adică se enerva lumea, pur și simplu, da. E de văzut și asta cât de mult, cât de prezent ești. Adică dacă pur și simplu lăsau, nu făceau chestia asta și magazinele și... Da, de posibil să ai și alte variabile. Te obligau să... Probabil că lumea, dacă am treabă aici, intru cu mască, că da. Da. Aha. Da. Tu zici că ar fi putut să-i lase pe privați să regleze chestia asta? Să zicem, da. Dar adevăr, permiteai, să zicem, împrăștierea bolii în locurile publice, zicem, în centru vechi sau în la mare, pe plajă,
în gări, în... Eu mă gândesc că poți avea și alte explicații. Oricum, cele mai mari focare de infecție au fost și sunt în continuare spitalele, cu toate măsurile luate. Da. Uite, Florin Rusu a dat argumentul ăsta, știi? Mai cu seamă atunci când... Când România stătea mai bine decât ceilalți și o explicație era asta culturală, că românii fiind feriați de spitale de stat, știi dacă te duci într-un spital din interior, mai știi că trebuie să te duci la preot, aia te duci la spital, că nu mai apuci. În timp ce ăștia s-au tot dus în America și nu știu unde, și-au... deci poate fi o variabilă. Chestia asta culturală, românii fiind speriați de față de occidental care se duc și na, ei... Spitale fiind focare de infecție, na, e virusul acolo, știi? Și tu fiind și na, categorie vulnerabilă, știi? Pensionar sau... Dar ce vreau să zic? Vreau să zic că poți avea și altă explicație, nu neapărat ofticarea oamenilor. Altă explicație poate fi că nu e atât de dur, știi, virusul, nu e atât de agresiv, știi? Pentru că dacă avea o mortalitate, omul cât ar fi desperat, Arafat vede oameni care sufocă lângă el, știi? Mi se pare că ar purta mască sau ar fi mult mai cooperant. Dacă ne gândim la celelalte boli infecțioase care există, zicem, enterocolita. Asta e o boală care afectează de obicei copiii, care mănâncă cu mâini murdare. Este, în anumite cazuri, și mortală boala asta. Dar dacă mergi cu copilul tău prin autobuz, înainte de pandemie, să zicem, și era un nespălat acolo care ținea mâna pe bară și pe aia vine și copilul tău și pune mâna pe bară și pe aia își mănâncă o înghețată cu mâna murdară, un caz în care o boală infecțioasă se transmitea. Se ducea. Da, dar sunt multe boli infecțioase care se transmitau și se transmit în continuare. Însă ceea ce a făcut ca pandemia de coronavirus ăsta să fie luată mai în serios și să îndemne guvernanții să ia măsurile drastice, a fost gradul de infectare, gradul de, să zicem, mortalitate a acestei boli. Deci e vorba de grad. Nu este diferită de o altă boală infecțioasă. Să zicem, domne, sunt boli care nu se transmit, care nu omoară oameni. Și celelalte se transmit și celelalte omoară oameni, numai că asta este mai periculoasă. Stai, la enterocolită există tratament? Este cu nu știu cât mai mare decât celelalte, trebuie să luăm aceste măsuri drastice. Dar dacă, să zicem, luăm măsurile astea pentru boala asta și ne crește întregii societăți sensibilitatea la celelalte boli, păi așa o să stăm și celelalte boli. Uite, te întreba Alexandru dacă are tratament asta, boală. Enterocolita? Da. E un tratament, dar nu e sigur. Poți să mori și cu tratament. E ca la COVID. E ca la COVID. Da. Uite, la COVID. La pneumonie. Asta nu a fost clar. Sau, TBC? TBC, România? Se moare de TBC? Se ia de la cineva, sigur se ia de la cineva, că asta e boală infecțioasă. Nu dezvolt singur TBC-ul. Îl iei de la cineva. Acel cineva nu a respectat niște reguli sanitare. Dar din cauza că nu este, să zicem așa, de widespread, nimeni nu bagă în seamă. Dar după, dacă zicem să există un precedent cu cazul COVID, dom'le, hai să facem și cu celelalte boli la fel. Nu cred că... Și poate nu e așa rău. Păi da. Uite, nu mai știu unde discuția, pentru că discuția acum două luni era la nu e doar o gripă. Acum vreo lună sau nu știu când, știu că cifrele se apropiau de o gripă sau erau chiar sub o gripă, știi? Adică o gripă, da? Se seamănă. Gripa se ia. Dacă copilul meu, să zicem, vine de la școală cu gripă, eu pot să aplic niște măsuri drastice școlii respective din cauza că mi-a îmbolnăvit copilul. Păi nu școala a îmbolnăvit copilul. Ceilalți copii.
ceilalți copii, trebuie o anchetă epidemiologică. Nu, cred că soluția e aici. Sunt tratate diferit. Bolile astea sunt tratate diferit. COVID-ul este într-un caz total special, ceea ce nu e normal. Eu la școli, școlile fiind de stat, aici nu avem o entitate privată, nu pot spune, decide. La școlile de stat, uite, nu știu cum au făcut să dezide. Eu aș fi lăsat la latinea părintelui, știi, să decide părintele. Înțelegi? Adică nu să te obligi să primiți copilul la școală, știi? Decide părintele dacă se duce sau nu. Nu știu, e posibil ca să iei dezide să aibă chiar o chestie de genul. Nu sunt sigur. Cred că asta mi se pare că e în spiritul e cea mai liberală, știi? Adică îți lasă decizie, știi? Dacă se meargă sau nu. Nu mă gândesc că guvernații tratează diferit cele două boli. De exemplu, de gripă, să zicem, a murit vreo 50 de oameni anul trecut și de COVID au murit câteva sute acum. Chiar au murit 50? Deci, măsurile astea și în cazul... Chiar au murit 50? Asta e întrebarea. Ia, dă un search. E puțin să ai mai mult. Da, eu să caut. Știu că au murit. Păi stai, dar și ăia care au murit de gripă. Sau pe OMS, dar... Nu știi care e sensul acestei discuții? E despre cum faci vizibilă o chestie, știi? Despre cum crezi banii. De asta vreau să subliniez faptul că sunt niște măsuri care au fost luate în cazul unei boli și în cazul altor boli care sunt cu un grad mai mic de periculozitate pentru oameni, nu se iau măsurile care se iau în cazul COVID-ului. Asta invers mai mare, ai vrut să zici. Da. Că nu e așa la bol cu... Da. Bine, asta pot spune și la accidentele de mașină și la alte chestii, știi? Înțelegi? Dar intră în aceeași categorie. La accidentele nu e chiar așa și cu accidentele de mașină, pentru că dacă faci un calcul costuri-beneficii, poate într-adevăr moare mai multă lume, știi, dacă interzici mașinile, să zicem. E vorba de intră în aceeași categorie. Da, în sensul că risc zero. Gradul diferă. Gradul diferă. Da. În rest, e la fel. Da. Bine, o diferență este că la asta nu-i știu tratament, nu știu de unde să o apuce. Ce dacă? Unii se fac sănătoși de la sine, pur și simplu. O altă problemă neamintită până acum este că oamenii i-au dat responsabilitate statului să aibă grijă de ei. Și atunci el ia aceste măsuri dure pentru că să nu cumva să-i reproșeze cineva. Oricum îi se reproșează. Nu. Da? Adică dacă ai un privat și zici, eu nu știu să mă feresc de corona, am auzit că e corona, ce să fac? Și privatul să zică, păi uite, puneți niște șoșoni în picioare și puneți o mască când intri pe aici, eu îți zic să o porți și afară. Nu e chiar. După aceea super zici, mă, ăștia nu sunt buni, nu m-au protejat. În jurul meu e plin de corona. Da? Nu mă mai duc la aia. Au private și angajează medici ca lume, știi? Dacă... Da, uite, în cazul... Alex, în cazul gripei, anul trecut, lumea nu spunea, vino statule și salvează-ne de această contagiune. Pune pe toți oamenii care pot să transmită această boală, pune-i să poarte măști. Nu spune. Ok. Și în cazul ăsta, acum statul a venit și oamenii se revoltă împotrivă. Nu? Că ai și ăia care... Ai două tabere foarte polarizate. Așa. Unii care zic, Doamne, ce bine că a venit ăsta să ne zică să purtăm măști non-stop și care nu poartă măști este un trădător de cauză. Și aia care zic, bă, ia lăsați-mă în pace cu... Eu zic că a mai crescut numărul ăla care se opun restricțiile și nu știu ce, dar nu pot spune că e așa de mare. Dacă ar fi așa de mare, ar avea protestele din Berlin sau de nu știu ce. Da, așa adică încă e... E și o altă ipocrizie și din partea cetățenilor. 99% din cetățeni iubesc statul și doresc ca statul să intervină în orice problemă. Să salveze... Da, și lor li se ia, oameni să mă salveze, când am servit să vină să... dea servici, când am locuință să vină să-mi dea locuință.
Da, ai mentalitatea asta etatistă, dar chiar și de firul ierbii, să știi că omul e împotriva amenzii, de exemplu, știi? Adică nu e savant, știi, să înțelegi că e o tâmpenie, știi? Înțelegi că ți-a dat amendă 5 milioane, că nu știu. Nu mai zic că erau cazuri de alea, erai la pescuit sau nu știu. Da, ar fi trebuit să ai voie să te duci la pescuit pe declarație proprie. Nu, nu, nicio declarație, adică ce? Dacă am folosit definiția aia, știi, a agresiunii, știi, direct, trebuie să fie o agresiune directă, e clar că nu ai nicio treabă, nu. Bine. Exclus mască obligatorie, exclus carantină, deci nu, nu avem ce să discutăm. Bine, argumentul e aici că e o agresiune pe care nu știi că o faci, e ca poluare. Păi da, mergi pe presunția. Domne, de ce ai aruncat pe jos? E clar că ai aruncat un gunoi pe jos. Dar corona ai dus-o mai încolo și tu n-ai știut. Păi da, dar tu trebuie să demonstrezi, tu care îl tragi pe ăla de guler, știi, pe prezumtivul agresor, există prezumție de nevinovăție, tu trebuie să demonstrezi că ăla te-a agresat, știi, că te-a infectat. Păi da, nu poți să demonstrezi, că niște costuri foarte mari, nu poți să-l oprești pe stradă, ia să te testezi eu un pic. Dacă nu poți să demonstrezi, ca și la un caz de fur sau de crimă în serie, nu dai sancțiune. Asta e soluția dreaptă, înțelegi? Tu dacă nu reușești să demonstrezi și într-un film, domnule, n-am reușit să demonstrez, păi nu dai, că doar nu dai închisoarea iurea, știi, să fie pedeapsa, nu, că nu, ai comis o nedreptate. Știi? Deci tu ca organ, să zicem, știi, ca, nu știu, stat, agenție de protecție, știi, trebuie să demonstrezi cazul, știi, iar agresiunea e infectare, știi, agresiunea e infectare. Și nu e infectarea per se, deci trebuie să avem în vedere și situații în care cineva se infectează deliberat, știi. Mă infectez pentru că vreau să mor sau pentru că vreau să trăiesc senzații tari sau nu contează. Sau să arăt că nu e dureros așa cum a făcut domnul respectiv. Nu, dar accept, asta e. Dacă ai accept, e ca orice schimb voluntar în care, nu știu, dai bani și primești pufuleți. Deci nu avem ce să analizăm nicio infracțiune. Adică, uite, asta nu s-a discutat. La Catarama am avut chestia asta. Când s-a infectat, nu știu dacă l-a luat. Parcă nu l-a luat. Nu l-a luat. S-a dus și mi se pare că a primit amendă, știi? E clar că dacă e o analiză liberală pe caz, nu trebuie să îi dai amendă, știi? A zădărnicit combaterea bolilor. Da. Uite, asta e distinția între, să zic așa, dreptul libertarian și dreptul obișnuit. Dreptul obișnuit unde nu vede agresiunea, nu o vede ca un individ agresat alt individ sau lovit alt individ, ci o vede și socialist ca pe o agresiune și în special în dreptul penal. E o agresiune împotriva societății. Da. Catarama a zădărnicit. Așa un agregat amorf. Da. Catarama a zădărnicit combaterea bolilor. Deci a... Nu se pune problema că a făcut un rău unui individ, s-a dus și l-a infectat pe altcineva. Nu, a zădărnicit, adică ai un scop colectivist și ai împiedicat atingerea acestui scop. Știi, zădărnicirea, combaterea bolilor. Tu ai zădărnicit combaterea bolilor. Da. Ei combăteau și noi i-am zădărnicit. Da. Da. Nu, dar a fost și chestia asta cu explozia asta de... Adică nu era normal să ai mai multe infectări, știi, după una e că l-ai închisă toată societatea, știi, și ai 200 sau care a fost media, știi? Nu era normal să ai mai multe când deschizi, pentru că a fost surpriza, adică tu te așteptai să ai mai puține sau... Era normal să ai multe, știi, adică de unde surpriza asta că tot te amenință negru tătarul sau nu știu cine, știi? A, dacă vor crește iar... Mhm. Da, o să închidă. Și mie, nu, cred că le-ai și frică electoral, pentru că alta era percepția acum două luni, știi? Unde ei apăreau ca niște salvatori care te scoteau din moarte, știi? Ori acum lumea, da, înțelege că nu e totuși atât de grav, știi? Ok, e grav, ai morți ai. Dar nu e, nu știu, nu e bombă nucleară, știi, să radă Bucureștiul, știi? Și impresia mea e că nu știu dacă fac sondaje și asta, posibil să facă, știi, dar nu mai sunt, nu-i mai vezi chiar așa să gata, închidem,
încă trei stări de urgență, știi, încă trei. Adică mi se pare că le e frică, știi? Da, și mie. Există vreo entitate politică care e în stare să explice lucrurile așa evident, cum le-am descris mai până acum? Adică... Nu prea. Mesajele nu mai pe cine vota. Da. E Octavian Bădescu, dar independent. Aoleu, de ce faci reclamă? Da, voi. Mai bine zi de lider. Singurele mesaje negative le-ai avut la Alternativa Dreaptă, dar și acolo au fost câteva timide și mai încoace, știi? Înțelegi? N-ai avut un mesaj din partea unui partid, sau chiar și la PSD ai avut unele mesaje tot așa timide, gen apărea pe pagina lor de Facebook România ca lagăr medical, erau clar că sunt copy-paste influencerii conservatori libertarieni, știi, care zic asta, știi, că ăștia fac dictatură medicală și nu știu ce, știi? Dar nu ai avut consens, adică nu se pune problema că și asta e de fapt rinocerizarea omului, știi? Asta te enervează. Adică nu ai să cu SRE-ul să, nu știu, să argumenteze cum am argumentat noi, știi, că ți încalcă dreptul la libertate, știi, că poți avea cel mult niște recomandări, știi. Nu, n-ai avut. Deci ai avut un consens de la uriaș, uriaș. Da, da, da. Și PSD-ul la fel, că de ce nu ei mai încoace sau mai sucit, știi, cu CCD-ul și nu știu ce, știi, ce presiune au mai făcut. Dar la început și ei, hai să... Că de ce nu pune restricții mai mult, știi, mai bine, mai... Asta era discursul, știi? Da, da, de ce gândești așa? La ce le folosește? E așa pentru că electoral. Au preluat populația, n-a și a speriat la început, a preluat mesajul panicat, știi? Înțelegi? Și normal că ți-e frică, pierzi voturi, știi? Dacă tu ieși cu mesajul ăsta, înțelegi? Ok, deci într-un fel sau frică, altul... Cred că le-i și frică. Într-un fel sau altul, populația a condus cât de cât prin atitudine cum au fost luate hotărârile. Da, da, asta că... e clar că nu poți face chestii. Deci gândește-te că unii cărturari, public choice sau libertarieni au teoretizat asta, că nici în sisteme totalitare nu poți, nu te poți detașa complet de populație. Știi? Într-adevăr îi terorizezi pe aia și nu știu că ești dictator, dar toți, de exemplu, în Germania nazistă sunt pedepsite violurile, știi, sau pe vremea lui Stalin, știi? Înțelegi? Unele. What's the point? Că ai o anumită legitimitate, știi? Ok, nu ca într-o democrație liberală. Okay, un fel ai... de. Da. Un fel de. Da, dar ideea e că nu ai furie oarbă, adică e omor pe aia. Nu ai canorul, să zicem, știi, nu ai o chestie de asta, știi? Topoară, știi? Care, cum spune lumea, e mai degrabă post-totalitară, nu mai e totalitară. Totalitarismul a învins totul, știi? Ok, lumea prelua mesajul ăsta panicat și na, ți-e frică, știi? Cilor le-a fost frică? Le-a fost frică de la bun început, știi, când au văzut că toate țările au preluat modelul chinezesc, modelul autoritar în care închizi tot, știi? Păi și atunci, asta e un mecanism foarte periculos, în care oamenii își dau seama că pot să controleze felul în care trăiesc. Și, de exemplu, acum îi deranjează măștile, mâine ce o să-i deranjeze? Taxele? Nu, asta nu. Ba da, într-un viitor îi poate deranja și chestia asta, știi? Înțelegi? Dar nu ai tu putere să bați până acolo, n-a să-i convingi că taxarea e furt. Ideea e că ai, eu văd lucrurile așa, că ai tu ca populație, să zicem, vorbim de problema aia, cât reușește populația să controleze elitele, știi? Înțelegi? Și mi se pare că poți avea control în grupuri mici, cum e familia sau comune, hipiote sau chestii de astea, poți avea regula unanimității sau, să zicem, un split egal al deciziei, știi? Deci prima chestie, grupul trebuie să fie mic, un grup mare de 22 de milioane, eu nu o să am control asupra șoselelor. Deci teoretic sunt acționat, știi, prin Constituție, dar e clar că nu am spus Orban decide eu ce se întâmplă. Sau pe issues puține, pe probleme puține, știi? Uite cum ar fi chiar problema carantine, știi? Înțelegi? Ei pot presa, știi? Poate presa populația. Dar să ne gândim că, nu știu, guvern are 5.000 de decizii de luat. Ori tu acolo e clar că nu știi, nici măcar nu știi câte agenții sunt, câte institute, câte... Se iau 1.000 de decizii și tu nu intervii. Dar pe chestii puține, de exemplu, dacă alegem președintele, să zicem, votul meu e egal cu al lui Dragnea.
Deci chiar funcționează egalitatea. Deci grupuri mici sau decizii mici, puține. Decizii puține. Da. Pe o singură decizie, să zicem, într-un referendum, funcționează egalitatea de putere, să zicem. Dar altfel spus, astea sunt anomalii. Funcționarea obișnuită e să nu funcționeze egalitatea, știi? Deci, nu. Adică chiar ai o elită care decide și nu știu ce. Lucrul ăsta n-ai cum să-l reglezi, pentru că oamenii nu o să fie niciodată atenți la cele 5.000 de decizii. N-ai. Dar ele trebuie luate ca să funcționeze o jucărie de mărimea unei țări. Da. Bine, nu, poți să aduci o critică. Poți să ai decizii, poți să transferi competențele și se iau decizii private și nu mai e treaba ta. Dacă privatizezi, ăștia o ia de la puști, au decizia așa cum o iau aia de la Lidl, știi? Nu mai e problema noastră pentru că noi nu mai suntem acționari. Acolo. Ok, dar în același timp tot trebuie să ai o verificare împotriva abuzurilor oricărei părți. Adică trebuie să ai întotdeauna o entitate din asta, un fel de instituție, chip că e privată și cumpărată de tine, dar trebuie să o ai de partea ta care să uite la ăia ce fac. Da, dacă fac, na, agresiune obișnuită, știi, adică. Da, cu siguranță. Ideea e că, cum să spun, e critica elitistă la democrație sau chiar la socialism, știi? Că tu nu controlezi, de fapt, asta. That's the point, știi? Și spuneam, așa cum ai, tu ești acționat la drumuri, știi, fiind cetățean român, dar nu ai aceeași putere ca Dragnea, să zicem. Deci când de fapt, nu ai nicio putere. Da, nu ai. Ai, că practic, n-ai o valoare pe care o poți transfera. Deci e un fel de acționariat. Asta e o altă critică. Tu nici nu votezi pe probleme, tu votezi pe, sau indirect votezi pe probleme. Tu alegi doar administratorul. Cine ne administrează? Dragnea sau Iohannis? Înțelegi? Da. Nu votezi pe problemă. Ce facem? Privatizăm sau nu poștă? Asta înseamnă să votezi pe problemă. Și toată România votează strict. Se face referendum și votează. Da, vrem privatizare sau nu vrem privatizarea poștei. Dar tendința lor e să nu votezi pe probleme, știi, să. Corect. Și tu votezi. Deci tu votezi pe probleme mare cum indirect, adică nu, în sensul că știi, dar bine, acum uite, vorbim de carantină. Cum votezi pe probleme? Dacă toate partidele sunt pro carantină. Da. Înțelegi? De unde alegi? Cine te reprezintă? Ok, votezi, soluția ar fi să votezi alternativa dreaptă, să zicem, știi, care au mai avut mesaje anti, știi? Poate fi o soluție și asta. Bine, dar mecanismul de administrare în general, în cazul ăsta e corona. Cum a administrat criza de corona? Dar în general, tu poți să votezi niște oameni care spun ceva ce îți place ție. Dar după aia dacă nu fac, mecanismul rămâne același. Iar mai durează peste 4 ani. Da. Iar mecanismul ăsta de vot, mi se pare că trebuie explicat un pic ce mi se pare mie ciudat la el. Că ai o grămadă de lucruri care în mod esențial nu sunt comune. Deci să zicem că este complet evident că drumurile sunt niște lucruri comune. Că așa ne-am înțeles noi. Da, ne-am înțeles că tot ce e printre proprietăți, ne lăsăm să trecem unii pe alții, e așa un fel de legea mărilor. Da, ne-am hotărât, nici nu mai discutăm. Ok, astea sunt publice, și ai o problemă de cum le administrezi. Le administrezi, poți să le pui privat, poți să-l schimbi repede pe ăla sau în fine statul. Mai după aia e o grămadă de hotărâri pe care le ia statul, că așa și-a hotărât el că să le ia, care sunt complet non-esențial publice. Ce facem următorii 4 ani? Păi să fiu căsătorit cu Dragnea. Da. Păi de ce? Dacă nu-mi place de el după 6 luni. Pare rău, așa e regula. Nu se știe de ce e așa regula. Păi au hotărât niște oameni mai deștepți. Extraordinar. Am voie să încerc altfel? Argumentul ar fi că, nu știu, cred că un argument e că reduci și nu putem să ne adunăm toată ziua, știi? Argumentul o democrație reprezentativă. Nu, mergem la domnii elvețieni și întrebăm cum fac ei să se adune când au de adunat. Nici ei nu se adună pe... Și totuși pe mai puține. Știi? Deci dacă vorbeam de alea 5.000 de decizii, de exemplu, vrei să schimbi tonerul la o imprimantă într-o agenție, îți dai seama că nu adun 22 de milioane să
hai să votăm, știi, ce toner să luăm. Deci nu. Corect. Deci ăsta ar fi argumentul pro delegare, să zicem, știi, că economisești timp și am rămâne neguvernat dacă. Dar după aia poți mai departe să zici, dar hai să avem o concurență când e să delegăm. Deci trebuie să delegăm că nu-mi bat eu capul cu 5.000 de hotărâri pe zi. Da? Dar după aia, dacă nu-mi place ce a făcut cu tare magazin, mă duc la celălalt magazin. Da. Nu, deci trebuie niște concurență. Și o să zici, păi de ce să... Cum să închizi? Cum să rămâi fără instituțiile statului? Da. Incredibil, da. Nu se poate așa ceva. Păi Doamne ferește, cum să rămâi fără ele? Dar ia lasă tu niște oameni să facă concurență. Da. Cine administrează aici? Păi primăria. E o chestie locală. Nu e a statului. Partea statului e prefectul. Ok. Și primarul pot să-l schimb de câte ori vreau? Păi nu, că legile statului zic 4 ani. Da. Bine, îi pot interpreta, eu de nu sunt fan de centralizare, așa mult știi. Pot interpreta concurența și în sensul că, de exemplu, o agenție care nu se reglementează, mai faci încă 5 ca aia. Și ai concurență, știi, înaintea una, după aia ai 6. Sau poți interpreta și pe verticală, că nu, am concurență între nivelul federal, nivelul central și nivelul local. N-ai vrut concurență? Uite, acum avem producție de bunuri publice și local și... Deci asta era una. Tu zici că pe astea le face toate, tot statul le face el. Da, își dublează, adică îți dă și... A, corect, mine, nu, de era să... Duce, îți dă și Orban Măști, să zicem. Dar îți mai dă și firea măști. Înțelegi? Deci da, același produs. Păi așa se întâmplă. Și asta da. cred că e ceva de... Bine, ideea era să ai o piață liberă, să poată să intre. Da, da, da. Păi să poată delegare, să intre cine poate să concureze. Și asta e o formă de delegare și de fapt singura serioasă, știi, privatizarea. Și a omul măști din Lidl, știi? Nu, da, ce vreau să zic, foarte bine, privatizarea. Alternativa ar trebui să existe mereu alternativa în care oamenii să poată să nu privatizeze treaba lor. Dar dacă ai avea un acționariat clar, ar putea să faci ceva cu acțiunile tale. Să zici, ok, majoritatea a hotărât la IMGB să nu privatizeze. Bine, dar eu îmi vând acțiunile mele unui investitor mai tare, care gândește mai pe termen lung decât mine și el o să stea ca minoritar o vreme, dar treaba lui ce acțiunea mai încolo. Dar ei nu vor să lase. Înțelegi? Da, exact, asta mi se pare. Vor să plătești asigurare obligatorie, deci nu e asta. Deci ca să tu să primești ceva gratis, trebuie să iei de la cineva. Logic. Asta e clar, cineva trebuie să... Nu ai... câștigul ambelor părți, știi? Ca într-un schimb de tip piață, știi? Dai bani. Ca într-un schimb voluntar în care... Da, ca schimb voluntar unde, na, preferințele se demonstrează chiar prin acea acțiune de a schimba, știi? Okay. Atunci când primești ceva, e clar că s-a făcut un rău cuiva. Mm-hmm. Ca să-ți dea ție masca aia gratis, a trebuit să fure de la cineva banii aia, știi? Da, chiar e un joc de sumă. E o tâlhărie, de fapt. Am mai vorbit noi. E o tâlhărie, de fapt. Zice, dă-mi banii, că altfel. Și oamenii zic, păi cum să nu? Sigur că da. Ia banii. În Australia... Zic, oamenii i-au dat de bunăvoie. Da, păi e mai comod. E în drum. Da. Ce vrei să zici, Gabi, în Australia? Da, eu cred că nu m-a auzit. Mă uitam să văd dacă sunt de corectat. Zic că în Australia astăzi au înăsprit condițiile și lockdown-ul. Ceva de genul, unde te-a prins în noaptea asta și ai dormit, acolo stai. Sau o singură persoană din familie, din household, poate să iasă afară pe zi. Nu poate să iasă multe persoane din familie. Și mă gândeam că se poate și mai rău. Deci în toamnă e posibil ca statul român să înăsprească și mai mult condițiile astea din situația de urgență.
unele sunt și greu de implementat. Păi de unde știe poliția, da, că ai ieșit tu și ăla micu era din aceeași familie? Sau... unele, adică sunt greu de... Sunt, știu, dar ideea este, întrebarea mea e următoarea. Există ceva ce putem face noi pentru a ne apăra împotriva astfel, unor astfel de măsuri care ne convin? Putem, să zicem, că reprezentanți în Parlament nu cred că o să avem ca să ne apere punctul de vedere. Am putea da în judecată, de exemplu, pe cineva? Păi depinde cine sunt judecătorii. Că la forță e clar că nu ne putem lua. Asta e o întrebare. De forță e diferit. Asta e o întrebare avocățească, juridică. Știi, probabil că poți și asta. Uite cum ai avut cu CCR-ul, că amenziile erau nu știu cum. Știi? E o chestie de cunoaștere a legislației. Știi? La, nu tu ca individ, ci mi se pare că a fost un partid care s-a ocupat de problemă. Tu ca individ nu cred că poți să inițiezi astfel de... A, să blochezi chestiile astea. Da, să te aperi într-un fel. Tu poți să faci plângere și ea poate fi citită de cineva și poate fi luată în considerare. Cred că se poate și ca individ, nu știu. Gândește-te că ai o situație de kilometrică și asta, cum să zic, poate fi și în favoarea ta, știi? Adică un avocat bun poate să spună, uite cum sunt ăștia cu drepturile pacienților. Ți-a încălcat nu știu ce, înțelegi? Ți-a încălcat, nu știu, dacă a intrat poliția în casă, ți-a încălcat nu știu ce, nu știu, privacy sau... Da, da, trebuie, da. Adică mă gândesc că, na, e o chestie de cunoașterea legii. Unul preceput îți poate găsi, știi, chestii de astea. Uite cum a fost și CCR-ul, amenziile erau prea mari sau nu știu care a fost explicația. Știi? Quantumul amenzilor era peste... zicem, nivelul de trai al României, ceva de genul ăsta. Da. Găseai și altele. Nu era proporțional. Da. Între fapte și sancțiuni. Da. Da. Păi, putem să închidem acum și mai revenim. Dragă.